Astăzi, în sala mare a Consiliului Județean, a avut loc o întâlnire în cadrul căreia au fost prezentate programul operațional Educație și Ocupare și programul operațional Incluziune și Demnitate Socială. Au participat secretarul de stat al Ministerului Investițiilor și Programelor Europene, Bogdan Simcea, conducerea și reprezentanții ai Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman, Regiunea Sud-Vest Oltenia, autoritățile județene, primari, reprezentanții ai Galurilor, cât și ai DGASPC Mehedinți. Această întâlnire a avut drept scop informarea autorităților locale, reprezentanților UAT-urilor din județ și a autorităților deconcentratelor cu privire la cele două noi programe care vizează persoanele din categoriile sociale vulnerabile și consolidarea pieței muncii. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a afirmat faptul că programele de acest fel sunt binevenite în județul nostru, fiind o oportunitate de dezvoltare foarte mare, iar sesiunea de informare despre acestea fiind foarte importantă de asemenea. În primul rând, fondurile europene reprezintă o sursă de dezvoltare a județului Mehedinți și tocmai de aceea, astăzi, la sediul Consiliului Județean Mehedinți, am găzduit această sesiune de informare a primarilor din județul nostru, a reprezentanților altor deconcentrate, cu privire la posibilitatea de a accesa fonduri europene pe două programe operaționale recent probate, și anume programul operațional Educație și Ocupare și programul operațional Incluziune și Demnitate Socială. Sunt două programe care totuși au apeluri de proiecte și oferă finanțare pe anumite activități care ar putea interesa fie persoane fizice, fie persoane juridice, fie autorității locale. De asemenea, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, vede aceste fonduri europene ca pe o oportunitate majoră de a sprijini tinerii. Exercițiul financiar trecut din cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, având un real succes. În primul rând, dați-mi voie să-i felicit pe cei care astăzi au venit să ne prezinte acest program, în speță secretarul de stat Bogdan Simcea, dar și echipa dumnealui, pentru că avem nevoie de sprijin, avem nevoie de lămuriri. Sunt foarte multe proiecte europene unde lucrurile nu sunt clare de la început și prezența dumnealor aici chiar ne poate ajuta. La nivelul primăriei, pe acest program operațional POCU, programul operațional Capital Uman, primăria Turnu Severin a accesat câteva milioane de lei în exercițiul financiar trecut 2014-2020. În fapt, am dat bani pentru 15 întreprinderi sociale noi, așa cum spuneți și dumneavoastră, s-au înființat locuri de muncă, am dat posibilitatea tinerilor antreprenori să dezvolte afacerea, de fapt să înceapă afaceri noi. Am oferit undeva între 85 și 100 de mii de euro. Acest lucru sper că a îmbunătățit viața economică a orașului, dar n-au fost numai, n-au fost și din județ. Cei care s-au înscris s-au primit sprijin. Sperăm că și în acest exercițiu financiar vom găsi posibilitatea să-i ajutăm pe toți cei care au nevoie. Poate și întreprinderi sociale noi, poate și alte zone unde putem să atragem fonduri europene. Este un lucru bun și spuneam și altădată, atragerea de fonduri europene reprezintă o mare șansă pentru noi ca și comunitate, mai ales că ieri, astăzi am sărbătorit Ziua Europei și este obligatoriu să profităm de tot ceea ce ne poate oferi Europa. Pentru programul operațional Incluziune și Demnitate Socială a fost alocat un buget total în valoare de 4,3 miliarde de euro, urmat fiind de programul operațional Educație și Ocupare cu un buget de 4,1 miliarde de euro. Secretarul de stat Bogdan Simcea dorește atragerea cât mai multor fonduri europene în județul Mehedinți în vederea dezvoltării și consideră că aceste două programe sunt o oportunitate bună de a le accesa și de a schimba ceva pentru cetățenii din anumite categorii. Ministerul Investițiilor și Proiectele Europene a început o caravană prin fiecare județ în țară, împreună cu colegii de la Autoritatea de Management a Programului European Capital Uman și colegii de la organismele intermediare regionale. Am început, practic, promovarea celor două programe naționale, și anume programul Educație și Ocupare, un program a cărui buget este prevăzut undeva la peste 4,3 miliarde de euro și se referă la educație și ocupare, precum și programul Incluziune și Demnitate Socială, un program al cărui buget este de peste 4,1
1 miliarde de euro. Ne bucurăm că am asistat astăzi la o prezență destul de mare din partea autorităților publice locale, precum și din partea tuturor galurilor, precum și a instituțiilor publice locale și ne bucurăm de toată disponibilitatea dumnealor și, așa cum am promis astăzi în sală, o să venim în perioada următoare în funcție de ghidurile pe care le vom pune în consultare publică, o să venim ori de câte ori este nevoie în fiecare județ. Claudia Medeleț, reprezentanta a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene, a punctat faptul că pentru a facilita accesarea acestor proiecte, autoritățile competente au diminuat numărul actelor necesare și au digitalizat foarte mult acest proces, accentul fiind pus pe rezultatele ce trebuie obținute și nu pe birocrație. Sunt două programe care au primit aprobarea de la Comisia Europeană în luna decembrie 2022. Până în acest moment sunt lansate în consultare 10 ghiduri pe site-ul Ministerului. De la momentul lansării a celor două programe și până acum, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut o serie de demersuri, astfel încât să avem un flux continuu, astfel încât lucrurile să nu se blocheze. Motiv pentru care au fost lansate cele două ghiduri, condiții generale pentru cele două proiecte. A fost aprobată ordonanța 23 privind simplificarea și digitalizarea, pentru că pe măsură ce trece timpul trăim într-o eră digitală și totul trebuie să se întâmple mai repede și să trecem de toată birocrația. Documentele vor fi cumva simplificate, pentru că dacă întrebați beneficiar, vor spune că avem foarte multe hârtii. Ei bine, nu o să mai fie atât de multe lucruri. Ne vom concentra mai mult pe rezultate și mai puțin pe partea de hârtii. Au fost lansate ghidurile, vor fi după partea de consultare publică, vor fi deschise apelurile. Eu zic că suntem pe drumul cel bun, zic că lucrurile se vor întâmpla așa cum trebuie. Programul Operațional Educație și Ocupare are ca obiectiv general optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții. Scopul programului operațional Incluziune și Demnitate Socială este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.